găsit un nou episod în care o să încercăm să cucerim România. Am văzut că v-a plăcut insane de mult clipul trecut, așa că îl avem pe Sergiu lângă noi, chiar este chiar aici. Uite, vedeți urechea? A zis că astăzi el o să vadă doar urechile. Așa că, oameni buni, înainte să începem, vreau să vedeți să cocoșați butonul de like dacă mai doriți să vedeți episoadele de această serie super, super minunată. Am mai adăugat super multe persoane, urmează să vă fac un tur cu ce s-a întâmplat, pentru că ne-am jucat cu băieții, ne jucăm aici cu abonații, cu membrii, cu toată lumea. Și am mai făcut multe chestii, o să vă prezint imediat. Vreau să vă arăt cam cum arată harta. Arată ceva de genul acesta. Când am zis la început de tot că... Bă, dar tu n-ai zis nimic. Bă, tu n-ai zis nimic până acum și tu stai doar cu urechea. Frate, deci nu... Ești pârlit? Nu uitați să... Da, exact. Să intrați pe serverul de Discord. Da, da. Dacă doriți să vă jucați cu noi. Exact, așa. Ne jucăm cam 16 ore pe zi. Ne jucăm cam 16 ore, are dreptate, ne jucăm cam 16 ore pe zi. Să ne prindeți. Cum? E imposibil să ne prindeți pe Discord, da? Deci ideea este următoarea, hai să vă prezentăm puțin cam ce s-a întâmplat. Bă, gen, până când ne-am jucat noi, bă, nu era nimeni în România. Bă, când am arătat puțin România, uitați-vă ce e aici, băieți, e plin! Asta e zona noastră. Au mai apărut la baze lângă noi, ia uite tu, pe The Kings, Meme Kingdom, nu știu ce, Beograd, Mario. Bă, plin de români, asta vreau să văd, băieți. Dar supremația perfectă și supremă, supremația forță, o deține Shaormaland. Asta zic. Băi, e tare rău de tot ce se întâmplă. Îmi place că ați intrat. Îmi place că ne jucăm cu toții aici cât puteți. Ideea este următoarea. Din păcate nu am cum să vă adaug pe toți în teritoriu, numai că dacă doriți să mă ajutați, puteți să veniți aici la mine pe teritoriu. Puteți să veniți pe teritoriu și hai să vă arăt puțin cam ce se întâmplă pe aici. O să facem niște ferme. Și o să facem niște ferme pentru că am niște spawnere de slime, de găini, de villageri. Am mai multe spawnere pe care eu o să le fac publice pentru toată lumea. Așa, dacă vrei și tu să intri, poți pur și simplu să vii la spawnere respective pe care o să le facem în episodul de astăzi. Și o să poți să vii să farmezi XP, să farmezi iteme și tu, spre exemplu, după aia, dacă, nu știu, farmezi la slime, poți să vii să vin slime-ul pentru 2,5 bucata, ceea ce e mult, plus XP-ul pe care îl iei. Și e foarte, foarte, foarte tare. Uite-l, bă, băiatul ăsta, bă, te pup, bă, brodere, te pup. Uite, mi-a dat un shulker. Mă, bă, cât lemn mi-a dat băiatul ăsta. Te pup, brodere, te pup. Avem shulkerul ăsta aici care conține emeralde, pentru că astăzi vreau să deschid un shop care o să vă ajute și pe voi, pentru că vreau să ne axăm puțin pe villageri. Vreau să ne axăm pe villageri, spre exemplu, stai să văd unde este. Villageri, vedeți, avem așa, avem Unbreaking 3, avem, ce mai avem aici, avem Infinity. Ăsta nu, ăștia n-au nimic și au pierdut jobul că le-am spart eu chestiile alea. Ce avem aici, Depth Strider 3, Aqua Infinity. Ăsta n-are nimic. Sharpness 5, forță rău de tot. Și prețul o să fie super ieftin, o să fie accesibile pentru toată lumea. Avem Thorns, avem Sweeping Edge. Mai vreau să fac Protection, Efficiency și Unbreaking. Unbreaking am deja. Și vreau să fac chestiile astea, vreau să fac un shop aici. Cu fiecare cărticică, cu fiecare chestie din aia. Și voi puteți să vă dați, spre exemplu, /PWZSami. Așa, o să fac eu chestia asta, gen PWZ înseamnă Private Warp. Adică pur și simplu puteți să vă warpați direct aici la shop-ul nostru. Ia uite-l pe A10 ce are el grijă de căței. Da, și de aici o să puteți să veniți să cumpărați iteme. O să vă arăt și cum se cumpără în acest episod. Dar să nu mai pălăvrăgim, să trecem direct la treabă și ne întoarcem când facem shop-ul. Uite-i pe băieți cum stau aici afară, mă, cum stau ei toți aici să-l vină să vadă teritoriul Shaormaland. Au venit toți băieții la Shaorma, deci trebuie să vorbesc cu băieții. Să facem o Shaorma mare de tot. Cum a murit ăsta aici de la lavă, frate? Cum a murit băiatul acolo de la lavă, nu știu. Dar oricum, ce se întâmplă aici jos, băieți, este insane de frumos. Uite, avem un intrus. Le-am zis să nu intre la șobolanii ăștia. Le-am zis să nu intre. Ideea este că ne desurcăm bine rău de tot. Am început să mai facem villager, am început să mai facem chestii. Suntem destul de mulți care lucrăm în momentul ăsta. Vreau să vă arăt în momentul ăsta cât suntem în,
în teritoriul nostru pe câți am invitat. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persoane sunt în momentul ăsta în Shaorma Land. Mie îmi place acolo Sergiu în spate cum stă el și căcoșează filicere, asta zic. Am uitat să vorbească. Ce? Uite, asta dați like. Asta zic. Subscribe și comentariu cu... Cum? Shaorma Land. Shaorma Land, asta zic, ăsta e spiritul. Asta e spiritul. Da, trebuie să ne dezvoltăm acum, acum pur și simplu tot ce încercăm să facem este să ne dezvoltăm economic. Un spawner de villager costă 100.000, deci avem 200.000 din start. Două spawner de chicken, de găini costă 25.000 bucata, deci 50.000 și asta de villager costă mult de tot mâncat. Și asta de villager e cel mai scump. Dar pe lângă asta încerc să... Eu te-l fac asta cu vending-ul de la o bloca, mă, Esi. Te-l fac asta cu vending-ul de la... Bă, unde e la Cusil Touch? Ah, cred că l-a omorât pe la Cusil Touch. Bă, deci a venit un băiat și ne-a dat lemn, mult lemn. A venit, mi-a dat niște șulcere cu extrem de mult lemn. Ia uitați-vă și voi cât lemn mi-a dat. Îi mulțumesc foarte mult. Nu mai știu care le-a aruncat, că erau vreo 10 băieți afară și tot aruncau cu chestii. Aruncați cu chestii în Zasami, asta zic, ajutați la dezvoltarea Shaorma Land, să fie cea mai bună shaorma din țară. Ok, hai să se creeze shop-ul, de fii atent. Punem așa. Sharpness 5, boom, click stânga, punem cu 380 de dolari. Frumos, ia uite, out of stock, forță. Bun, prima bucată. Ooo, vindem o bucată, Aqua Affinity. Deci absolut toate le punem cu 380, nu? Banii de unde-i luăm? Băi, că banii de unde-i, cum adică banii de unde-i ei? Banii intră la Sasami în cont. Stai puțin, Infinity. Hai să punem Infinity tot cu 380 de bastărgi. Bun. Adu niște sticlă să băgăm sticlă. Silk Touch, da, Silk Touch. Stai, hopa, Silk Touch cu 380. Deci absolut toate chestiile pe care le vindem o să fie 380. Puteți să mai puneți voi chesturi pe aici? Stai puțin să iau eu spawnerul ăsta de villager aici, că e jale cu el. Da, nu e ieftin, la 380. Păi, ce să faci? Asta e viața. O să facem... Mă, am 400, să mai iasă și pe ciubuc. Nu, no, hai și pe ciubuc, auzi? Ia stai puțin, am pus așa, Depth Strider. Punem tot cu 380. Vedem, dacă se cumpără prea multe, se crește prețul, dar nu prea cred eu că o să crească prețul. Așa, ia uite-l aici, forță. Depth Strider, stai să punem aici să fie stoc. Dar shop-ul arată momentan așa. De aici puteți să veniți să vă luați cărți. O să mai vindem chestii. Vezi că arată bine, sincer. Vezi că deja suntem... Trebuie să-i lăsăm pe ăștia ca să... Mai ales Adi 10, să ne facă un design acolo. Că poți să-l facă, deci, ca, o să ne deci facă ca lumea. Deci gândiți-vă că băi, genul, eu am ieșit puțin și când am venit așa... Ia uite-l! Adi 10 deja a cumpărat o carte. A cumpărat Aqua Affinity. Îmi și arată că a cumpărat Aqua Affinity. Your Shopet, așa, has run out of enchantment books. E tare că îmi și arată chestia asta. Și Adi acum ce o să facă? O să cumpere... Adi acum o să cumpere în continuu și o să mi le dea mie și practic așa îmi face bani. Da, hai să ne punem să mai facem cărți. O să mai facem cărți mai multe etaje, o să facem chestii, o să fie tare rău de tot. Așa că v-am zis, /PW spațiu Zasami, veniți la shop, asta zic. S-a deschis shop-ul, băieți, uite, fii atent, ia stai să vedem. Ia uite. Uite cât sunt, bă, la noi în magazin, ești nebun la shaorma. Zici că, bă, zici că vii din shaorma, frate, pe bune. Zici că am deschis shaormerii. La tine le... Ia uite-l pe ăsta. Mamă, stai să le punem envil-uri. Hai să le punem envil-uri la băieții, asta e puțin. Stai să dau repede așa, home. Da, mă, le punem tot ce trebuie, le punem ce vorbești, le oferim toate. /PW Zasami. Așa. Stai că fac eu niște envil-uri repede. The Shaorma is now open, come by the... Așa, stai puțin, stai să vedem de punem envil-uri, ia fii atent. Punem envil, uite, lângă protection. Ia uite, donații puternice de la capră de... Asta zic. Donații puternice. Ia uite ce donează băieții pe cea 69 de dolari. 69 de dolari acolo de control, așa, te pup să-mi... Bă, ce baga băieții ăștia! Bă, ia uite cum crezi banii, sările! Asta zic. Ia uitați-vă, mă, vezi pe băiatul ăla acolo în chat? Dacă filmează Zasami, dați like, bă, șobolanilor. Așa că dacă n-ați dat like până acum, dați like, băi, șobolanilor. Și băiatul ăsta care îmi tot donează 10-5, mă, m-a rupt de 10-5, dar 44.000 stăm pe spate, bine. Deci am băgat aici pe băieți la lucru, ia uite-ne aici. Echipa rachetă, Sergiu e acolo în spate. E pe șmecherie, e la plantație.
forță, e pe plantația de cartofi. Și aici facem o încăpere unde o să mai punem niște villageri. O să iau așa spawnerul de villageri. Și o să fac acum, o să fac așa niște cuști. Bum. Bum, bum. Bum, bum. Și o să vină bum, bum. Și în fiecare părțică de asta aici sus, practic noi o să trebuiască să punem și să împingem villagerii până în capăt. Și aici o să-i punem efectiv așa pe rând. O să-i aruncăm aici pe villagerii înăuntru. Bine, este totul foarte frumos, foarte, foarte bine făcut. Îi facem fleceri și o să-i facem cu cu bețe. Ne trebuie multe, multe, multe emeralde. Asta e singura chestie, deci de asta facem noi toată chestia asta. Și așa, bum! Fii atent, fii atent, muncă în echipă. 3, 2, 1, bum! Așa, bum. Fii atent. 3, 2, 1, bum! Nu, repede, să nu se ducă în 3, așa. Bum, aici așa, stai puțin. Stai, pune, uite aici sub ăsta. Stai, bă, că noi suntem morți în cadă, că puteam să facem așa. Mamă, ce țipă pe el! Asta zic. Pune sub fiecare, stai că acum ne folosim creierul mai mult decât trebuie. Ne trebuie bețe, bețe pentru toți ne trebuie. Stai, uite, ăsta n-are bețe. Ăsta are, bețe, ăsta n-are. Deci fii atent, o să pun un, stai să mă gândesc, o să pun un cobblestone deasupra celor care nu au, celor care nu au bețe și îi schimbați voi, vă rog. Bine? Trebuie doar să spargeți ăla și să-l repuneți. Bețe. Bețe bun. Bețe bun. Are bețe? N-are bețe. Trebuie să mai pui o dată, ofițere. Ofițiare. Asta zic. Așa, bun, bețe aici. Asta nu, asta nu-l ia. De ce nu-l ia cap de nor că ăsta? De ce e o generală? Mă, cap de nor că ăsta, de ce nu-l ia? A, ăsta l-are pe ăsta, ăsta pe ăsta, ăsta pe ăsta, ăsta pe ăsta. Cine m-a rugat pe jos, vină cu ăla. Stai, pui-o puțin, că ați făcut o prostie pe aici. Ăsta, da. Păi, eu vreau ăsta să-l ia, ăla din dreapta. Așa, bețe. Dacă vreți bețe, aveți aici în chestă asta. Și ăsta. Gata, frate, asta e bun, bețe, bețe. A, ăsta nu-i bun. La ăsta mai trebuie să schimbăm o dată. Ia uite, nici n-am făcut bine, nici n-am făcut bine Efficiency 5 și a venit Flazi și a cumpărat. Te pup, brotere! Asta zic! Bă, a venit tot băiatul ăsta, tot Flazi și mi-a aruncat o armă cu skill swipe. Mi se pare tare, căci că eu dacă folosesc skill swipe, practic eu le ciordesc gen XP-ul. Și asta mi se pare tare. TPA AD10, asta e puțin, să-mi dau TPA. Da, oameni buni, suntem pe drumul cel super, super, super bun. Pentru că avem aici villager de cărți în față. Poate o să-i mutăm în spate ca să nu mai ocupe atât de mult loc. Și aici în spate avem villager unde noi o să facem unde o să facem foarte, foarte, foarte multe emeralde. Și facem emeralde, cu emeralde le cumpărăm și după aia le vindem mai departe. Deci practic pentru 380 de dolari, băi, te duci la început de tot la niște cartofi, la niște morcovi și ți-ai luat, gen, ai dat de 3-4 ori în morcov și în cartofi și ți-ai făcut bani să te faci full set. Așa că intră pe server și cumpără de la Zasami. Hai că asta zic. Uitați-vă pe chat acum, uitați-vă pe chat, fii atent, Sergile! Level 60 din herbalism a făcut Sergi, ești nebun. Cum o dau eu, n-are nimeni treabă. Doamne, bă, dar cum? Dacă eu nu pot să înțeleg, frate, tu ai ceva XP booster. Nu, n-ai, frate, cum, am frate? Țanca uraganul pe fundal. Ai țanca uraganul pe fundal? Nu cred. Slanjang! Am găsit Slanjang! Nu cred, exact în ăsta al nostru. Da, exact ăsta. Asta zic, bă! Deci de aici încolo e Slanjang. Da, exact, exact, exact. Hai să săpăm ăsta. Hai, fii atent. Mamă, nu pot să cred. Nu pot să cred cât bulan ești nebun. Am zis, fii atent. Deci fii atent cum m-am gândit că, bă, dacă e imposibil să spuneți gen pe ăsta al nostru, pe ceancul nostru, că sunt mult prea mulți playeri și gen fiecare player încarcă partea lui, știi? Amă. Și am zis hai că iau spawnerul și pun pe fiecare ceanc să văd, că poate e vreunul de slime. Și exact ăsta sub baza noastră e nebun cât de caterincă. Mamă. Uite, mă. Ia uite, ia uite piticanile, băi.
să le dai că noi ne batem pe ei, noi ne batem noi între noi, nemun. Da, faceți un fel de încăpere unde e. Da, 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 exact, exact, uite, exact asta vreau să fac eu acum, așa. Bă, tu păi și acum cum opresc ăsta să nu se mai vadă asta? Asta F2 încă o dată, F3G. Mamă, i-a bubuit Minecraft-ul, lua D10. Așa, mulțumesc frumos. Vezi că ți-am pus cărțile astea aici să le... Mamă, câte cărți! Eu... Mamă, ce stoc avem, o să fie nebunie. Aveam chesturi. Pe unde sunteți, mă? Pe vezi, Sami, așteaptă o secundă. Deci acum vreau să pun și... Și chestul de... chestul de slime. O să pun slime-ul cu... Dacă cu $5... Să pun un slime cu $5. Da, o să pun și un slime cu $5, sincer. Un slime cu $5 o să fie forță, sincer. O să fie torță rău. E perfect, e absolut perfect ce avem aici. Shop-ul merge super bine. Trebuie doar să găsim o metodă. Ai dat pe jos? Un mic update înainte să încheie episodul. Voiam să vă arăt așa cam cum arată zona noastră. Arată bestial. Și am mai luat încă 2 landuri. Am mai luat aici, așa, încă 2 ciancuri, deci acum avem multe, avem multe. Și urma lent se extinde, suntem forță, vă pup. Băi, mai buni, suntem forță, chiar suntem super bine momentan. Vă aștept pe la shop-ul, pe la shop-ul The Summit, dacă cumva doriți să veniți pe aici. Suntem absolut bine rău. Băi, buni, ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut clipul de astăzi și ușor începem să punem stăpânire pe absolut toată România. Pe partea economică suntem forță. Urmează să pun aici toate stocurile pentru toate chestiile și încercăm asta să facem acum. Așa că, oameni buni, eu am fost Sami împreună de toți oamenii ăștia care mă ajută aici. Ia stai puțin să mă duc așa repede aici. Eu am fost Sami împreună cu toți oamenii ăștia care mă ajută aici forță. Avem multe chestii. Auto-l pe Overgaming, ofițerul pe care l-am băgat acum, pe Somox, AD10 care e jos, Claudiu care trebuie să intre. Ia să vedem aici la ăsta. Sergiu care e în spate și șterge apa de jos, că era să-mi mânce calculatorul. Bă, ce dă ăla așa tare? Asta e că n-am casca. A, dar oricum nu prea contează casca. Da, oameni buni, eu am fost de Sami. Ne vedem data viitoare. O zi frumoasă în continuare. Și v-am pupat. Pupat. What?